Toți cetățenii români și străini care vor intra în România începând cu data de 20 decembrie vor fi obligați să completeze un formular de localizare a pasagerului, un document digital care va ajuta autoritățile să urmărească fiecare persoană și contactii acesteia. Măsura vine în contextul extinderii tulpinii Omicron, dar și pe fondul creșterii semnificative a numărului de români din diaspora care vin să-și petreacă sărbătorile de iarnă acasă. Printre datele personale pe care fiecare persoană le va furniza autorităților se numără numele, CNP-ul, adresa de mail, numărul de telefon, modalitatea de transport, tipul de mijloc de transport, numărul mijlocului de transport, adresa la care vor locui pe teritoriul României. Păi va fi, e bun. E bun că trebuie să știm de toți derbedei. Trebuie să știm de nemernicii noștri pe unde umblă și cum fac. Da. De ce bine? Nu mă... Sunt niște chestiuni care țin de, eu știu, securitatea fiecărui om, securitatea statului chiar. Aceste date vor fi folosite de autorități ca să identifice rapid oamenii care au intrat în contact cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2. Cei care nu completează formularul riscă o amendă de 5.000 de lei, potrivit proiectului de act normativ. În zilele următoare este așteptată varianta finală a documentului care va conține toate regulile exacte. E bine așa, e bine așa că nu știu. Eu nu mă pricep ce să spun, dar cred că dacă dumnealor au zis așa, așa e bine. Este important de menționat că documentul va fi completat cu cel mult 24 de ore înainte de absolut toate persoanele, atât străini cât și cetățenii români care intră în România pe calea aerului. Toate zborurile, inclusiv cele private sau pe mare, numai navele de croazieră, precum și terestru.